beckons while you dream. A life never lives in peace. As you stand upon the Bun, hai că se pare că am prins din nou junglă și pot să joc liniștit. Băi, m-am tiltat Căline un pic de... destul de nasol meciul ăla trecut. Când am jucat top, din cauza că am avut o echipă demențială, pot să zic. Să vedem efectiv ce se întâmplă acum. Junglerul meu era un pic cam debusolat. Plus că juca Fiddlestick-ul rune de tank. Deci hai să vedem ce avem aici. Shen support, Varus, Xerath. Băi, am văzut că foarte multă lume joacă Xerath mai nou. Da, totodată avem un bot destul de strong și noi. Ceea ce e ok. Ceea ce mi se pare foarte ok. Vedem ce iese. Băi, da, joacă foarte multă lume Xerath. Am observat că joacă foarte, foarte multă lume Xerath. Da, da. Am întâlnit și oameni care joacă Xerath foarte bine și oameni care joacă Xerath destul de prostoți. Acum, știi, toată chestia e că dacă îi dai dodge-ul, ceea ce e destul de simplu să-i dai dodge la Xerath, nu prea are ce să-ți facă, știi? Cam aia e tot. În rest, din compul de la echipa mea îmi place, mai puțin poate se potrivea altceva decât Akali acolo, dar e ok și așa. Hai că am pus și eu ward-ul, pus și eu ward, deci EV începe la red. Cred. Da. S-ar putea să avem un win destul de ok în mid game. Dacă o duc linile destul de bine și joacă safe, am putea să câștigăm lejer. Vedem. Până la urmă pe ce linii o să mergem să facem gank și o să ajutăm mai mult. Tu ce divizie ești în momentul de față?
că fac repede grompu. Iau Wolfie, să fac level 3, mă duc back ca să-mi iau partea de defense pe junglă să pot să farmez mai lejer după. Măcar o luat Shen un kill și Jin un kill, e ok. E worth și e destul de bine pentru noi. Nu mi-a răspuns Cătăline, ce divizie ești? Are rost să mergem toți? Nu are stun, dar na, n-are rost. Bun, hai că v-aș și redu să luăm repede și golemii. Mai avem un minut și 5 secunde până la Drake. De secunde. Sigur nu o să pot să-l fac prin front Drake-ul. Da. Să vedem dacă vine și Shen, mă aștept la chestia asta. Și Drake-ul, da, nu prea am am HP-ul necesar să fac, am smite-ul. Nu știu cât timp apare chestia asta să sar. Poate că dacă vine Eve acum, eu nu mai am mai am nici flash-ul și nu mai am nici smite, dar e ok. Se pare că l-am putut face. Dacă vine Eve, n-avem nicio șansă să scap de acolo. Dar e ok. Secunde până vine mortul ăla de Herald.
Perfect. Dacă am început cu redul, asta e ideea. Flash out. Bun. Iar pare blue acum. Ce e aici, tati? Da. Next time. Așteptam să intre și în direct cu Dash-ul. Hai mă, fă 6. Da, sunt dracul. Hai să iau raid-ul după aia, sigur o să... Să am level 6 făcut. De fapt o să iau golem indirect. N-are să stau să aștept 9 secunde. Votul inamic pușează. Bun. 4, 3, 2, 1. Fuck off. Ah, ce greșeală am făcut acolo. Bun. Îmbrăcăm wave-ul ăsta de minioni. Free aici fără ward, ar trebui să mă să iau Herald-ul. Deci tot ca un pink ward acolo. Vine Drake cu 12 secunde. Se adună de o bătaie de Drake și faza e că am de chiar umor și mid umor. Asta este. E cam Drake pentru ei în momentul de față, dacă vor să-l facă. Nu prea are rost să risc. Dar cine știe, poate nu s-o apucă de Drake, dar lipsește botul. Asta e tot la mie Drake, da. Pot să mă duc la Herald. Hai, ce lovește-l în spate. Vin pe top cu el. Show me all your
Bun. Doi au picat. O mai rămas și în care e suport și ar trebui cioga totul să poată să-l facă lejer. Sau nu. În fine, whatever. Se mai lovește Herald încă o dată. O ieși bine toată treaba. Sau un pic am prost cu farmă, dar na, merge. Cred că am mers bot cu TP-ul. No trash. No, nu are, niciun sens să ne batem. Am zis, n-are niciun sens să ne batem, dar totul s-o bătut. Trebuia să mă retrag eu back. Un minut și 7 secunde până la Drake. Păi ăla nu-i dădeam mid-ul acalei. Acalei nu prea are treabă cu statul pe mid. You are better than that. I wanted to say. Da. Două și trei de secunde până la Drake, ar trebui să apuc să iau și Redu. Botul inamic e ocupat acolo. Ceea ce înseamnă că trebuie să mă oferă posibilitatea să fac Drake-ul. Ah, nu trebuia să vină. Pentru că acum oricum știu inamice ca să ne la Drake. Nu pădura mea. Oh my fucking god. Deci nu cred să trei acolo și nu scot pe nimeni efectiv. E ok. De secunde până la următorul infernal. Cred că mi-au boost de magic resist pentru Xerath. Treci 9 de secunde să fac herald, nu? Aș putea să dau pressure top cu el.
putea ca lui Heraldum. E clar. Nu mai am cum să-i dau mai mult protect și am murit și eu. Și nu știu ce vrea Kali, să se bată Cho'Gath cu toți odată. Nu știu, ideea e că trebuie să facă Herald, ei s-ar putea să se margă să facă def la topul ăla. Și ar trebui totul să mă duc să fac Herald-ul. Dacă tot sunt ocupați băieții. Ca mai am puțin timp pentru fuck you. N-am vrut să dau smite-ul. Faza, prostia mea că n-am vrut să dau smite-ul și am dat free blue. Iar la timp. Sunt un pic ocupați băieții pe mid. Hai să încercăm să luăm topul. Da, nu putem. Faza e că o să mă trezesc și cu mai mulți pe mine. Thanks, Trash. Bun, hai ca multa. Erat. E mort. N-ar trebui să facem direct destul de repede, dar nu am smite-ul. Sper să nu mă trezesc cu tâmpita. Hai, Cho'Gath, bate de cu el, Cho'Gath. Bun. Bun, 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 bun. Perfect. Bă, 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 Cho'Gath, Cho'Gath, Cho'Gath. Haideți.
N-am smite, oare le dăm free direct sau nu? Bun, back. Mai am doar 14 secunde Heraldu și asta e destul de nasol. 5, 4, 3. Trebuie să-i dau release că n-am ce face. Bun. Hai că s-ar mai putea lovi încă o dată Heraldul dacă... Hai, apucă. Perfect. Super. White Baron, uite de ce White Baron. Acel moment când ai obiective în echipă. GG. Deci când ziceam de la început s-ar putea să fie destul de easy ca să câștigăm și se pare că așa au și fost. Să mi se încarce și mie clientul. Ce dracu se încarcă așa greu. Câtă mai ești prin zona? Nu cred. Nu știu ce nebă mi-a ieșit așa de greu din joc. Să-i dau honor la trash. M-o salva de două ori, like a boss. Zic că am câștigat până la urmă. Întrebam că ce divizie ești mai devreme, dar nu mi-a răspuns. Băi, o să fac 5 minute de 5 minute pauză și revin după, bine? Hai, bere bea un pic. Happened before, ever
Ok, am revenit. Sezonul trecut, G2, am un cont de S4, parcă așa, am un cont mai mic pe care vreau să-l fac mâine acum. Așa am făcut. Ah, bun. Păi, spor atunci, să-l faci main. Vrei ca să îl faci main să-ți reglezi MMR-ul sau care e ideea? Și mie mi-a cam căzut MMR-ul. Cât am început să pierd deja 12 puncte. Trebuie să-l urc și eu măcar de să fie cu două divizii mai sus. Okay, let's ban Veigar. Faci că nu banează nimeni Shyvana niciodată. Putea să schimb un pic runele, să mă joc cu Inspiration pe cooldown și buți. Pentru că oricum nu iau buții mai repede de level de minutul 10. Și un pic de cooldown nu m-ar deranja. Hai să vedem cum merge totuși. Am omul jungle, Morgana. Am omul merge sigur tank, Morgana ce are AP, Z mid. Deci o să fie un meci de Woman și Tormail, cred că. Vedem dacă nu joc top apel. Ce va boss? Da, bine, uite, îl zic al doilea meci. Am format pe ou. Garantam, deci da, clar, o să fie un meci de Woman și Tormail. Hă? Păi să-ți termin și-o. Să mă intru numai. Cum am mărs meciurile? Atale. Ieri. Ne-am mers ca după ce m-am pus să dau. Deci Jean, Garen, Zed, Amumu și Morgana. Deci, clar, Uman și Tormail. Avem și CC în echipă. E ok. Fiora vs. Garen pe top. Câștigă Fiora. Bine, dacă joacă amândoi la fel de bine. Și dacă joacă amândoi la fel de bine. Asta vreau să știu.
Eu știu că tu ești jucător de Fioro, de altceva. No, așa o fi. Hai că am ajuns și eu la 100 de dragoni făcuți. Am ajuns și eu la 100 de dragoni făcuți. Da, că cine joacă mai bine. Clar că o să trag pe armură meciul ăsta, adică au Garen, Amumu, Zed, Jhin. Și Morgana suport, numai nu o să-mi fac magic decizi neapărat pentru Morgana, părerea mea nu prea are rost. Poate o să-mi iau ceva de magic resist, vedem. În funcție de cum se mișcă treburile. Da, mă ful Leona pe bot. Nu știu să vedem dacă e o idee bună să joc Secondary Inspiration, dar vedem acum. Cât de bună a fost ideea. Am trebuie 3 win-uri să intru la pro. Asta ne uitam la un pic pe un EP. La PGG. Garen cred că e în promo. Mamă, ce chedea are Amumu, ești nebun. Are 633 chedea. Și Vladimir e român, care are numele Dracula. Vladimir s-ar putea să fie român cu numele de Dracula. Mă, na, având în vedere că deja Dracula ăsta e un nume internațional. My heart rages around like an
Sper să revină Miss Fortune. Să pierde ceva farm pe bot. Gata, a revenit. Chiar încă nu e top. Da, cred că o să dea băieții remake. Să vedem. Da, cred că e remake. Da. Să fie remake. Mult match-ul ăsta. Or nu. Cred că revede chiar în fix acum. Da, se pare că revine chiar la timp. Avem și Scarter. Tell me where to go, tell me where you like it. All the fame blows, but you know that you like it. I'ma get low. Facem o vizită la Z. She gon' get low, drop it down from the ceiling. I don't really know what the hell I'm feeling. All that I know is my heart she's stealing. Flash out. Off to the crib now, feeling so low, but I like it when I'm pinned down. Amumu e solo aici, încearcă să facă scarterul sau nu. Dar se plimbă. Just look the other way. I don't care what they say. We could do it. Okay. O las Carter, o asta este. You a bad chick, you a bad chick. I'm about it and that dick. I'm an addict. Trebuie să aștept un pic pentru Drake. I just wanna feel free for a day though. I just wanna feel the skin on the legs though. Chapstick on them chap lips. Got me crowd in this practice. You an actress, hearts pounding. I just wanna move on and play though. Tell me baby girl if you wanna play though. Okay, pe zona de bot side am omul. Ok, urc acum. Da. Numai că mai are un ward rătăcit aici. Să luăm, uite așa. Cred că urca pe partea de sus. Ceea ce îmi permite să fac Drake-ul. Sperăm să fie așa.
să nu mă trezesc cu el. Am pierdut direct cu băieții. Raptorii repede. E momentul să luăm și Heraldul ăla după ce mi-au redu. Cu am un bot. Ar trebui să pot să-mi iau Heraldul liniștit. Până-și dă el back, până se întoarce la... Și cred că o să se întoarcă la parte de red, pentru că nu l-am văzut să aibă red-ul pe bot pe el. Cred că are ward. What the fuck? Băi, dar are ceva damage Zed. Chiar nu mă așteptam să aibă damage așa mare. Era perfect acum de un Herald Mid. N-am ulta pentru top, totuși să mă duc să încerc să o ajut. E moartă. Sau nu?
Păi frate, câtă damage are ăsta și pe ăsta. 7 secunde Draco, ăsta a fost pe partea de top side, ceea ce înseamnă că ar trebui tot să am Draco free aici. Sper să nu mă trezesc cu Z de la mine. Poate se grăbește și eu să fac kill-uri pe bot. Da, chiar și asta face. Bun. Pleca și Z de la plimbare. Wow, 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 wow. Am fost nevoit să-mi dau ultam. Dar știi ce? Momo văd că are de gând să se ducă bot. Așa pare. Bun. E destul. Faza e că cred că o să-mi iau blue acum. Ba nu. Mă așteptam să-l văd pe Momo la blue-ul meu. Ca și-o fură grav Z de la Vlad. Să-mi iau și golemi totuși. 5, 4, 3, 2, 1. Se ține destul de bine, Mumu, se pare și cu farmă de mine. De secunde Herald, hai prima dată să vedem dacă are red totuși. Sau măcar Raptor. După care topam. Bun. Hai că avem și Herald. Cred că mă și știe că-s la Herald, da, e clar.
mă știe, dar n-are treabă săracă, și dacă mă știe. Nu se pușe stop, pentru că s-o ocupați acolo. Am timp lejer. S-ar putea oare să pierd Drake-ul din cauza asta? Cred că da. Vreau doar să dau minionii ca să aibă loc Herald-ul. Da. Căcată. Și-o la Draco, da. Am stat prea mult. Song you love? Find it on YouTube Music. We have official songs and full. Asta trebuie să mă duc și plec să-mi iau iteme. Ei, e 3-3. No, chiar. Nu s-a băgat acolo un fight. Cam prost, băieții. Da. Oricum e cam câștigat. Și termin meciul. Băi, și dacă nu le dau ping-uri în pana mea să vină să mă ajute, ești tâmpit. Puteam să luăm baronul în loc să moară mufă. Să moară acolo să stea, numai, știi, e vorba aia de over, stau over fight în pana de mea de multe ori. Puteau să se întoarcă lejer pentru că era mor și Amumu și încă doi de la ei. Nici a de carry n-aveau nici nimic, în pana mea puteam să luăm, puteam să luăm Baron lejer, chiar că l-au apărut acum. Fiora back, tati de acolo. O, nebunule, că nu mai dai damage în mine, ești prost?
nici n-o venit 4 odată pe mine. Să-mi trag pula. Hai să ne luăm și Ninja Tabi. Să fie treaba. Dacă m-am iau Ninja Tabi, păi nici nu mi-a trebuit mai degrabă. Hmm? Da, numai cum am iau finalizat. Pentru ce mai repede. Păi numai minutul 10 îi primesc, păpuci. Numai minutul 10 îi primesc. Dacă am jucat o meciul ăsta cu Inspiration. Hmm? Nu știu. Am un singur kill, am unul cu doi. Vedem. Am unul. De ce încerci tu să furi dragoane? Hai te pedepsesc. Hai să te pedepsesc, am unul. Îmi place că băieții nu au avut treabă cum o fă zeci odată ulta pe mine. Ce mă, nu începeți baronul ăla, fătul mă, sau? Da. Băi, avem free baron în pula mea, pentru că ăștia trebuie să facă def în bază. Da, dar MF nu vrea să vină să mă ajute, ea să duce 1v3. MF, can you help me? Ok, e moartă și MF. Bă, în loc să vină să mă ajute la baron, mai bine merge să bată 1v3. La mea.
o să aibă mufă baron acum, că e proastă. Da, zi, da, ai încercat să furi. Hm? Clar că luăm și Drake, nu știu de ce bătaie de cap. Iar a încercat Amumu să-mi fure baronul, dragonul. Bun, băieți, v-am pupat. GG, WP.